Bine ați venit la universitate, bine ați revenit la Universitatea din Pitești. Ca de obicei, noi suntem extrem de bucuroși să găzduim realizările artistice ale acestor prea frumoși copii ai noștri, viitorii noștri studenți, bineînțeles, toți, mai ales că și mămicile lor, mare parte dintre ele au fost studentele noastre. Și cred că asemenea evenimente în care arta vine să domine știința sunt extrem de binevenite. Peste toate nu suntem numai materie, mai suntem și suflet și sufletul trebuie hrănit și el. Așa cum fiecare visăm la o masă de seară copioasă și sufletul nostru visează la ceva frumos, copios. Ceea ce vedem aici este rezultatul eforturilor unor doamne care au sufletul mai mare decât Universitatea din Pitești și cărora de câte ori mă întreabă, mai putem veni mai jos? Doamne, dar aveți mână liberă permanent, când vreți, tot timpul. Noi nu putem decât să ne bucurăm că această clădire, care de obicei e destul de insipidă, inodoră, incoloră, capătă acum culoare, devine pentru câteva zile un focar de atracție culturală, iar pentru cei, hai să nu mai zicem nici că se supără pe noi, pentru tinerii noștri creatori de artă, nu pot decât să le doresc succes în continuare și să ajungă de-a dreptul faimoși. Vă mulțumesc pentru tot ce faceți ca să dați culoare Universității din Pitești. Mă simt în seara aceasta acasă. Mă simt bine. Adică am atâta emoție cât să reușesc să intru în sufletul, în miezul acestor lucrări. Cristina a făcut preambulul, a spus exact ce trebuia spus pentru ca dumneavoastră să plecați cu informația esențială acasă. Ce aș avea eu de remarcat ca privitor de pe margine, ca privitor interesat de arta plastică? În primul rând, tema. Tema este una care incită, care provoacă. Într-adevăr, bioma polimer a fost și rămâne în istoria culturii universale precursorul suprarealismului. Sigur că voi la clasă veți învăța, pentru că sunteți la liceu de artă, ce este suprarealismul. În traducerea aceasta pe înțelesul tuturor, este vorba despre o realitate subiectivă. Da? Deci eu pot să văd dragonul așa cum îl prezintă la desene animate sau la televizor, creatorul de dragon, de benzi desenate cu dragon. Nimeni n-a văzut dintre cei care trăim astăzi este un dragon în realitate. Sunteți de acord, da? Da. Plecăm mai departe cu reprezentarea pe care ne-o livrează media, industria filmului în special. Dar dacă printre voi cineva își imaginează, cum a făcut Dali sau Picasso, un dragon cu aripi de îngeri, este posibil să existe și așa ceva? Este posibil. Câtă vreme o minte omenească plăzmuiește o aripă de înger de-a dreapta sau de-a stânga unui dragon, este posibil să existe și așa ceva. Ce vreau să vă spun este următorul lucru. Că în ziua de azi, cu mentori precum Cristina, care reușesc să deblocheze culoarele creativității, aveți toate șansele să fiți mai buni și mai frumoși decât generația părinților și a bunicilor voștri. Gândiți-vă că am trăit și trăim în continuare într-o lume în care spunem întotdeauna când începem o frază sau o propoziție, eu cred că ce ar fi să ne oprim înainte de a pronunța cuvântul cred și să spunem eu simt că în relație cu contextul în care ne aflăm. Prin urmare, când veți privi această expoziție, nu vă mai gândiți în primul rând, nu vă întrebați ce cred eu despre această expoziție, ci ce simt eu când mă uit în direcția aceea, în direcția aceea, acolo unde e o zonă foarte bine poziționată cromatic, ce simt? Și lăsați emoția să curgă așa ca un râu prin voi. În al doilea rând, de ce îi apreciez pe oamenii precum Cristina și de ce pe copilașii ca voi, care aleg să facă artă plastică și ca profesie de viitor sau să rămână, eu știu, ca pasiune, ca hobby? Iarăși, se schimbă modelul de societate. Vedeți și voi că, sau simțiți și voi că lumea se tulbură. Eu sper să fie în sensul bun această tulburare. Am fost învățați, mă întorc la generațiile noastre, să ne amestecăm în mulțime, să rămânem anonimi, să fim una cu mulțime. Artiștii însă n-au această obligație. Artiștii dimpotrivă au obligația să iasă în față și să fie unici. Și să fie promotorii adevărului universal, că toți suntem speciali pe lumea asta.
că toți avem locul nostru sub soare și să avem, prin urmare, curajul să dialogăm cu celălalt din fața noastră, cu comunitatea, cum faceți voi astăzi. Lucrările sunt superbe. Îmi place că fiecare a venit nu cu ce a văzut, mai devreme, cum spuneam, cu ce i s-a inoculat, că trebuie să însemne o reprezentare sau alta, ci cu ceea ce a înțeles el pe baza celor patru versuri despre care vorbea mai devreme Cristina. O îndrăzneală, pentru că iarăși nu știu ca la ora asta în școala românească să se meargă cu genul acesta de creativitate, să-i pui unui copil care nu studiază la clasă pe Apoliner, care nu este un poet de al nostru, da? Să-i pui în față o strofă și să-i spui imaginează-ți și mergi mai departe, creează, completează-l, continuă-l pe Apoliner. Eu nu știu de asemenea inițiative, s-ar putea să mai fie. De aceea zic că ce face Cristina Cioabă la ora aceasta merită aplaudat și cu mintea, și cu inima, și cu palmele. Eu vă doresc mult succes! Stăm de vorbă cu artista Cristina Cioabă, Cristina Ciucu Cioabă, mama spirituală a acestei expoziții ajunsă la cea de-a doua ediție. Copii extrem de talentați, copii bursieri, din câte am înțeles, sunt prezenți pe Simeze. Despre ce este vorba? Despre ce este vorba? Este vorba despre un eveniment, să zicem așa, mixt. Mix, cuprinde lucrări ale copiilor Liceului de Artă din Ulipati. Este o expoziție care e formată dintr-un ciclu de lucrări care a fost expus într-un proiect european toamna trecută. Expoziția s-a derulat în Franța, în orașul Vence. S-a numit Arte Tolerance și a avut ca temă, au celebrat și un centenar. Și în centenarul acesta a fost arta lor, de fapt, arta modernă a lor și unul din importanții scriitori ai lor a fost Guillaume Apollinaire. Deci asta înseamnă că lucrările noastre se bazează pe poemele lui Guillaume Apollinaire, ce vedeți aici în spate. Cât de complicat a fost pentru copii, știind că totuși sunt niște copii, clasa a 7-a, respectiv clasa a 8-a, să realizeze aceste lucrări bazate pe opera unui scriitor francez? Pe care studiază la clasă. Sunt copii clasa 7-a, clasa 8-a, totodată sunt copii aleși de mine din 5-11, deci am copii și din clasa 5, așa, 6, așa, 7, așa. Nu a fost atât de complicat pentru că poemele fac parte din ciclu care se intitulează Bestiarul și este un aproș, o apropiere pentru ei mult mai ușoară pentru că sunt poeme mici de 4 versuri cu tematică din zona aceasta animalieră. Și atunci fiecare și-a ales, chiar asta a fost tema, să-și aleagă să citească toate poemele, cele 30 de poeme, să-și aleagă două poeme pe care să le reprezinte. Cristina n-are voie să fie subiectivă, eu totuși o întreb, pentru că știu că nu ne vede și nu ne aude nimeni în clipa asta. Există una, două, trei lucrări care ți-au mers la suflet și pe care poți pune mâna fără să te înșeli spunând, iată, acestea sunt lucrările unui viitor mare artist? Mi este greu, știu, dar normal, pentru că dacă sunteți, dacă ați fost, expoziția se numește atelier. Da. Atelier înseamnă, de fapt, ce consider eu, de ce o numesc așa, și așa se va numi de acum încolo, a doua ediție, pentru că sunt copii la începuturile lor. Da, au talent, da, au șanse, nu pot să spun că unul e mai prejos decât celălalt, numai că au foarte mult de învățat. Și fiecare întâlnire cu genul acesta de experiment artistic îi mai crește un pic. Și atunci eu cred că fiecare lucrare are acolo pentru mine, e în sufletul meu, pentru că știu construcția fiecare lucrări. Nu putem decât să le urăm succes. Noi ne simțim bine aici. Suntem într-o poveste, da? Într-o poveste. Suntem în lumea lui Guillaume Apollinaire, a Cristinei Cioabă și a copiilor extrem, extrem de talentați. Mulțumesc tare mult! Mă bucur mult că ați venit la noi! Mulțumesc!